Este o surpriză, e adevărat, cel puțin la modul cum este văzut domnul președinte Traian Băsescu. Sincer, eu nu mă așteptam să-l desemneze tot pe Emil Boc. Dar se pare că cel mai ascultător dintre toți membrii marcanți ai PDL-ului este domnul Boc. De aceea l-a și desemnat pe domnia sa. E surprinzător pentru că a fost odată demis prin moțiune de cenzură și a fost unicat în istoria postdecembristă a Parlamentului și m-aș fi așteptat să desemneze pe altcineva. Dar dacă privim un pic ce se va întâmpla în 2010, cred că altcineva n-ar fi dorit să fie în pielea domnului Boc, pentru că va fi un an extraordinar de greu. Să nu uităm că majoritatea este foarte labilă, ca să nu spun altfel, și deci cea mai bună soluție a fost tot Boc, dacă nu mă înșel este guvernul Boc 4, pentru că este conciliant, este ascultător, așa cum spunea domnul, îi doresc succes și sper să aibă rezultate. Cât vom vedea. Votul de investitură se va acorda, pentru că din calculele matematice au reușit să asigure o majoritate, repet, majoritate foarte fragilă. Problema se va pune pentru următorii pași pe care îi va face nou guvern, cu legile importante în Parlament, vine bugetul, deci atunci va demonstra dacă într-adevăr domnul prim-ministru desemnat va avea capacitatea de dialog cu partide politice în Parlament. Cred că va rezista, pentru că dacă privim scena politică ca pe un pahar, partea goală pentru partide în opoziție este că au pierdut alegerile și nu se află la putere. Partea plină însă, tot pentru ele, constituie faptul că va fi cea mai grea perioadă după decembrie 89 prin care trece România. Va fi 2010, va fi anul cel mai greu, cel mai dificil, și nu cred că se vor înghesui celelalte partide din opoziție, mă refer la PSD și PNL, să intre la guvernare într-o perioadă așa de grea, când îi poate lăsa pe actualii, pe Partidul Democrat Liberal, să conducă România, și după un an de zile erodarea va fi evidentă, pentru că nu vor fi practic soluții rapide de ieșire din criză. O decizie în obișnuința lucrurilor la Traian Băsescu, o decizie cu care sunt în totală opoziție, dar așteptată de altfel de majoritatea celor care îl cunosc pe Traian Băsescu. Nu pot să desemnez un premier care a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Încă o dată s-a dovedit că Traian Băsescu și Partidul Democrat Liberal sunt niște mincinoși. Traian Băsescu, imediat după ce a câștigat al doilea mandat, a spus că acest mandat va fi un mandat al reconcilierii naționale. Or, nu poți să faci reconciliere națională bazându-te pe o majoritate șubredă, o majoritate care este dată de dezertori din alte partide. Ce repet, nu-i văd niciun viitor acestui guvern. Din păcate, cel mai mult de suferit vor avea românii. Vis-a-vis de Traian Boc, este un om al dialogului, că dialoghează numai cu el. Adică, de fapt, Traian Băsescu dispune și Emil Boc execută, vorbește ordinele sale. Deci, după dezastrul din ultimul an, nu cred că putea fi o soluție mai proastă decât să desemnez din nou pe Emil Boc, care într-un an de zile a ajuns să ne aducă pe ultimul loc în Europa. Deci este o sfidare și o bătaie de joc la adresa inteligenței românilor, în primul rând.